un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost găsit fără suflare în apartamentul său situat pe strada Anton Pan. Pompierii romașcani au fost chemați să intervină și au pătruns pe geam în locuința situată la etajul 2 al blocului cu ajutorul unei scări culisabile. Detașamentul de pompieri roman a fost solicitat pentru a interveni în municipiul roman pentru deblocarea unei uși a unui apartament. Astăzi, în jurul orilor 12:30, cu ajutorul accesorilor din dotare, am deblocat ușa apartamentului, în interior fiind găsit o persoană de sex masculin, aproximativ 60 de ani, posibil decedat. Astfel de cazuri au loc tot mai des în Roman, în urma intervențiilor pompierii descoperind numeroase persoane bolnave sau decedate.